Sfântuiți să fie Domnul. Nu este doar o experiență, este doar o trăire timp de grande zile. Aș vrea să mărturisesc și să dau pe Dumnezeu pentru bunătatea care a arătat față de mine și familia mea în anul acesta. Înainte de la începutul anului, anul 2019, pentru familia noastră a fost un an destul de zbuciumat, pentru că a trebuit să ne mutăm, am avut dorința aceasta să ne mutăm de acolo unde stăteam, să venim mai aproape de biserică, să căutăm o casă. Și Dumnezeu așa a rânduit lucrurile că am găsit o casă pe care s-o cumpărăm. Dar era greu să o luăm, pentru că era o muncă înaintea noastră cu oferta. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, a depărtat orice obstacol, după cum ne-a spus agentul pe care l-a imobiliat, tot un frate din biserică, Domnul să binecuvânteze, care ne-a ajutat. Am avut 20 de oferte înaintea noastră, iar noi am fost la 21 de ani. Dar Domnul a rânduit-o pentru noi și așa am cumpărat-o noi. N-am știut la început în ce ne băgăm și cât ne va costa după aceea bucuria aceasta pe care noi am avut-o la început, că am reușit să cumpărăm casa. Urma să o vindem pe cealaltă în care stăteam, ca că nu avem bani de renovare. Și ne rugam Domnului ca Domnul să se îndure și să vină un cumpărător. Aveam casa aceea de mulți ani pe piață. Am avut-o de multă vreme, aproape 2 ani, 2 ani jumătate, a stat pe piață fără să se vândă. Dar Dumnezeu așa am rânduit lucrurile, căci am primit și o ofertă. Și oferta a fost în mult peste așteptările noastre. Noi ne-am gândit la un preț, dar Dumnezeu a hotărât în bunătatea Lui să ne dea să ne vândă cu un preț mai mare. Și să vin pe Dumnezeu pentru aceasta, că am avut bani și am putut să intrăm, să ne apucăm de renovări. Renovările au costat extrem de mult, peste așteptările noastre, unde am gândit că ne va costa atât. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că ce am putut să facem atât cât am putut. Până acum. Casa tot nu este gata. Tot mai sunt renovări de făcut la ea. Dar este funcțională. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Avem unde să stăm, avem acoperiți asupra capului. Și lucrul acesta se datorează numai și numai îndurării lui Dumnezeu. Am ieșit să mulțumesc lui Dumnezeu, fraților, pentru lucrul acesta, pentru că mulți dintre voi știți că am adus cauza aceasta înaintea Domnului. Și ne rugam marțea, ne rugam joia, ne rugam duminica, ca Dumnezeu să ne dea izbândă în cauza aceea pământească pe care aveam înaintea Domnului. Și Dumnezeu ne-a dat izbândă. E adevărat că Dumnezeu mi-a arătat și mi-a spus că m-a vă costa extrem de mult. Și m-a costat și o să mă mai coste încă. Dar tot cu ajutorul Domnului îmi duce până la capăt. Tot prilejul acesta vreau să mulțumesc tuturor fraților care m-au ajutat cu ocazia aceasta, cu renovările casei, cu... Au venit frut mulți frați la noi și ne-au ajutat. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Că v-ați gândit la noi, ne-ați ajutat și noi vom face la fel. Când ne veți solicita ajutor. Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să trăim ca frații. Tot în timpul acestor renovări am avut multe ispite. Chiar și necazuri. Unul din aceste necazuri, atunci când erau renovările mai întoi, banii trebuiau mai mulți, s-a întâmplat că am avut o geandă unde țineam eu toate actele și toți banii de la business, de la lucrurile care fac. Și mi-a durat. Lucrul acesta a fost o lovitură destul de puternică pentru noi. Dar mărturisesc că
am spus și eu cum am spus eu. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele binecuvântat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că și la sfârșitul acestui an aproape că am decat cu datoriile. Nu mă refer la cele de la bancă, ci pe cele care au fost curate odată cu geanta aceea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că și ne-a trecut biritor și din aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că și ne-a ținut cu viață. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și prin poezia Sorei Rodica m-a cercetat inima și în această seară. Și m-am regăsit în poezia asta. Mulțumesc Domnului pentru cântare care a fost cântată de sora Adriana. Și am zis că se merită ca să mulțumesc lui Dumnezeu și să laud pe Lui Iisus din Ebenezer. Pentru că El până aici a fost cu noi. Să vii să fie. Amin.